neîncumpărate al veșnicilor, unic nemuritor și nevăzut Duh Sfânt, primește astăzi cuvintele mele și cugetele inimii mele. Întoarce-ți chipul tău cel prea curat către mine și prefă-mi nevoia în bucurie. Căci Tu ai spus, Doamne, aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre, iar eu însuși mă voi îngriji de voi. Nu mă lăsa deoparte nici pe mine, nici pe cei dragi mie, atunci când vei împlini cerințele celor ce se roagă ție. Și ajută-mi să împlinesc cele de trebuință și cele ce Tu mi-ai încredințat. Mărire ție, Doamne, Cel ce ești mai presus de pământ și de ceruri. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!